Domnule doctor, ce este tusea și ce se întâmplă în organismul copilului atunci când acesta tușește? Tusa este văzut de medic ca un reflex, ca un reflex de apărare, pentru ca să expulzăm anumiți corpi străini, dar din căile respiratorii superioare. Cele mai frecvente situații când poate să apară și simptomul tusa, o să le luăm de la căile respiratorii superioare, da? De la nasuc. Atunci când sunt secreții nazale, da? Și aceste secreții curg sau se prilind pe peretele posterior al faringelui. Când secrețiile sunt finuțe, apoase, abia gâtelă gâtișorul, atunci tușești sec. Dacă sunt niște mucozități așa mai viscoase, mai mult, când tușește, dă un sunet așa de parcă copilul ar tuși, da, din piept. Părinții fug la farmacie și încep să iei diferite siropuri. Dați-ne ceva de tus. De care vreți? De sacă sau de umed? Dar să începi. Așa sunt. Haideți să vă dau întâi dacă e sac și apoi mă luați cea la care e umed. La toți părinții, de fiecare dată le spun. Nu tratez tus. Dar ceva de tus îmi dați? Nu tratez tus. Întotdeauna, dacă părinții s-au uitat în nasucul copilului și au văzut mucozități, da? A văzut că este o asimetrie, o narină poate mai edemată, adică nu se vede așa de bine că este trecere, respiră mai greu. Sau verifică, acoperă o narină și celălalt și vede cum forcă e, șmârcă e dată narină. Ce faci? Faci și curățarea nasului. Mergi mai departe. Este o faringită, adică un virus care a afectat mucoasa faringelui. De acolo inflamații, edem, granulații, senzații de uscăciune și copilul permanent tușește, da? E roșu în gât. Este roșu în gât care foarte mult se-l tratează cu antibiotici și este faringite virale frecvente. 8 din 10 părinți vin că au tratament cu antibiotic, că au roșu în gât. Cum se tratează gâtișorul când este faringită? Dăm drăjeuri, da, care cu substanță antiinflamatorie sau spray-uri local, adică și copilul trebuie să hidrateze bine, în continuu să bea apă, pentru că el permanent are senzații de uscăciune și tușește. Am găsit cauza, am găsit tratamentul. Mergem mai jos. Tuse la trătoare. Cum tușești? Cam da, la trător, în butoi. Ce facem noi când este tuse la trătoare? Deci, după protocol, medicii fac. Administrează o singură doză de dexametazon, calculează la kilogram o injecție. Sau este altă metodă, acum avem preparat. O doză de pulmicort cu soluție fiziologică, da? Am pus 1 ml și 1 ml soluție fiziologică, au făcut inhalații superficial, nu profund, copilul inhalează, da? Și o metodă neinvazivă. Nu pune dexametazon inhalator, nici într-un caz, dexametazonul este pentru injecții intramusculare și o face medicul. Merge mai departe. Poate să fie o traheită, adică numai afectarea traheei. Bronșiile pot fi cauza tosei. Pot fi. Poate să fie și pneumonie. Părinții acasă, în ce caz? Pentru că ei nu o să știe, îi traheie, îi faringe sau vin din nasuc mucozitățile. În ce cazuri este motiv ca ei să se alarmeze și să ceară consultația medicului specialist? Când începe să respiri cu burta, așa, tiraj, mișcarea ce e neobișnuită cu cutiei toracice, dacă mai apare febră sau mai apare vomă, mai apare starea asta de moleșală, refuză să bea, refuză să mănânce, somnolență, da? Este mai capricios, nu intră în contact cu părintele ca de obicei. Evident că trebuie să adreseze. Cum poate fi făcută diferența dintre o tuse provocată de răceală, bronșite și așa mai departe, de cea care este alergică? Un indicator este febra. Copiii care au o tusă alergică nu o fac febră, adică nu este infecție. Copilul este greu să expire, el șuieră așa, da? Apare strănut, apare așa o congestie nazală cu o mâncărime, permanent îi scarpe la nas, permanent îi mănâncă. Poate să apară și mâncărimea asta de ochi. Pastilele, siropurile pentru tuse, ele se găsesc în farmacie și sunt fără prescripție medicală. Au și ele riscuri? Provoacă tus, adică provoacă o hipersecreție la copiii mici, în general, până la 2 ani. Și așa, fiziologic, în arborile bronșii se secretă mucus, da? Și dacă noi mai administrăm și expectorante, noi pur și simplu intensificăm tusa. Da? Nu se administrează la orele care trebuie, nu foarte târziu, că apoi el tușește toată noaptea și nu doarme nici copilul, nici părintele. La copii mici noi putem să provocăm așa o secreție bogată de mucozitate, că copilul nici nu reușește să o expectoreze. Și atunci el
cum noi spunem, el se înneacă cu propriile mucozități. Acestea sunt riscurile. Până la asfixie, adică poate să copilul se înneacă cu mucozități, nu mai poate respira. Sunt și siropuri care au efect, spunem așa, antitusiv. Bronhodilatatorii, da, sunt antitusivile, da. E bine că se reberează cu rețet pentru că ele deprimă centrul respirator. Poate să fie stop respirator. Da, să se poate întâmpla în caz de supradozaj sau chiar și organismul? Și la doză terapeutică, adică poate la 3, la 4, la 5 doză, adică dacă substanța nu este metabolizată, rar utilizăm antitusivele. Să vorbim un pic de nebulizatoare. Ele sunt tare așa populare în ultima vreme, practic în fiecare familie în care sunt copii mici, ele există. Spuneți-mi, vă rog, dacă ele sunt indicate la orice tusă? Inhalațiile sau din potrivă, atunci când este mucozități în căile nazale, din potrivă ar putea să le ducă în bronhii și mai departe. Nebulizatoarele nu le indicăm la toate tipurile de tus. Am spus când poți să folosească fără medic și cu ce preparat, când este laringotracheita. În orice situații, în orice moment a zilei, folosiți. În restul situațiilor, mai bine să vă examinezi medicul. Părinții nu sterilizează regulat aparatul, nu poziționează corect. Nu liniștesc copilul înainte de a face inhalații. Să explici copilului cum să inspire, cum să rețină puțin aerul, cum să expire, da? Să iei poziția relaxantă, verticală. Acum să vorbim despre tratamentele naturiste. De la bunicii noștri știm de compresi cu varză, compresi cu miere, compresi cu cartofi, chiar și cu sare înfierbântată. Ele sunt indicate sau ele au, din potrivă, un efect advers pentru copii? Categoric nu. De ce? Niciun fel de compres. În primul rând, noi putem să facem reacții alergice locale și este așa un efect astringent. Adică atunci când, prin excitarea tegumentelor cu diferite substanțe, noi putem să provocăm la copii obstrucții bronșice, adică are loc un bronhospasm reflector. Da? Și atunci copiii și mai tare sunt nădușe, dacă vorbim așa. De la cartoful stropit cu alcool, de exemplu? Nu. Păi cu alcool, dacă mai ales să-l stropim, alcoolul se absorbe foarte bine prin piele. Noi ce facem? Îmbătăm copilul și dăm voie să doarmă. Tot ce este cald, da, acolo, și așa este inflamație, da, și așa poate are o limfadenită și ceva secundar, sau amigdalită, noi mai dăm cald, adică favorizăm ca procesul ăsta de supurație să ia amploare. Spunem așa, gaz pe foc. Efect expectorant are laptele. Mierea este un produs natural. Cu condiția copilul nu este alergic nici la lapte, nici la miere. O mănâncă cu lingura mierea? Poate să o mănânce. Sau adaugă în laptele fiert? Dacă noi folosim mierea cu apă fierbinte, ea nu este efectivă, da. Este crudă. Bem multe lichide și o să expectorăm. Aerul în cameră să fie umezit, da, măcar până la 50-60%, copilul o să tușească. Să fie plimbat la aer, să-i dăm voie să facă efort și o să fie acel efect expectorant.